Numele și prenumele. Gödert Ioan. Gödert Ioan. Vârsta? 32. 32 de ani, ocupația? Șofer. Conducător auto. Conducător auto, da. Unde locuiți? Arhivelor 6. Strada Arhivelor numărul 6, Sibiu. Rostiți jurământul de martor. Jur că voi spune adevărul. Jur că voi spune adevărul. Și că nu voi ascunde nimic. Și că nu voi ascunde nimic. Din ceea ce știu. Din ceea ce știu. Vă atragem atenția că mărturia mincinoasă se pedepsește de lege. Da. Da? Păstrați citația, puneți-o în buzunar. Când, în ce condiții, în ce zona a Sibiului ați fost rănit dumneavoastră? În pușcani. Ce s-a întâmplat în momentele premergătoare rănirii dumneavoastră prin împușcare? Pe data de 22 am plecat de la întreprindere cu colegii. Ne-am îndreptat spre alte întreprinderi. S-a format grupuri mari. La ce întreprindere lucrați? Independența Sibiu. Continuați. Ne-am dus către Libertatea, către Flamura, către 13 decembrie, am urcat în sus pe Subpodul Minciunilor, ne-am dus în Piața Republicii, de acolo s-au mai format alte grupuri, ne-am îndreptat spre spre fostul județ, de acolo ne-am dus către stadion, am venit pe partea cealaltă către prin hipodrom, după care la 11 jumate, 12, fără ce mai știu cât exact, eram la intersecția Ștefan cel Mare cu Armata Roșie. Zona miliției și a școlii militare. Da. După care, în jur de ora 12, 25, 12:30, a început să se tragă. Ne-am aruncat jos, n-am mai rezistat să mai stau jos, am plecat către strada Ștefan cel Mare, am fost împușcat în mâna stângă, după stând tot pe acolo, după vreo 6-7 minute, tot în partea stângă, după care ce s-a întâmplat după 6-7 minute? Am fost împușcat din nou. Din nou în ce zonă? Tot în partea stângă, dar aici. Abdominală. Abdominal. Prima dată în ce zonă? În mâna stângă. În jurul orelor 12:25, 12:30, a început să se tragă. În această situație am plecat spre intersecția cu strada Ștefan cel Mare, moment în care am fost împușcat în brațul stâng. Stânga. După circa 6-7 minute, am fost atins din nou de un glonț în partea stângă a abdomenului. Afirm că s-a tras din clădirea securității, dinspre clădirea securității. Acolo, adică când a început, când la a început, ora 12, da. Dar nu a tras în mine de acolo. Am zis. Afirm că a început să se tragă, cum a scris? La început, dinspre clădirea securității, am văzut acest lucru pentru că mă aflam la o distanță de 20-25 de metri de această clădire, bănuiesc. Da. Din fața clădirii miliției
Autovehicol TV. S-a pus în mișcare. Iar un militar, un ofițer, ofițer, da, MAPN, cred că avea gradul de capitan, s-a adresat mulțimii. Mulțimii, cu ce cuvinte? Mai erau câțiva reprezentanți ai oamenilor care erau cu dânsul și au zis către lume că miliția este cu voi, să fim pașnici, să nu facem... Așa s-a adresat mulțimii, spunând că, făcând apel la liniște, la o conduită pașnică, întrucât și miliția este alături de populație. Deci un ofițer de MAN susținea că miliția este alături de populație. Da? Da. Ați sesizat în același interval de timp dacă s-a afișat, s-a instalat, s-a scos la geam o pânză cu ceva scris pe ea? Nu, erau două sau trei, cum zic, drapele din acelea de la bisericești puse. Bine, asta am înțeles. Altceva. Dar o pânză albă cu ceva inscripționat, n-ați văzut? N-am observat. De fapt, cum a plecat TV-ul deja, când a început ca să tragă, n-a mai stat nimeni acolo, ne-am aruncat toți pe jos. Numai... Și unde, în ce direcție s-a îndreptat această mașină? Spre 15-12, spre și intrare, a intrat chiar deci... în unitate? Da. Mașina la care m-am referit și-a continuat deplasarea. Și-a intrat în unitatea militară. 015-12. Iar apoi, după câteva minute, s-a deschis focul. Alte întrebări? Președinte, dinspre unitatea militară s-a tras? Cât am fost eu, nu. Nu. Eu am fost primul rănit la ora 1. La ora 1 fără 10. Cât timp am aflat în zona dintre miliție și școala militară? Din această, din urmă, unitate, nu s-a tras. Altă întrebare? Menționați că am fost primul rănit la 1 fără 10. La ora 1 fără 10 eram pe masă de operație. Așa bine, ați fost scrie primul pe... la spital, dar ați fost primul rănit din piață? Nu, din zona piață, respectivă. Nu. Am fost, adică primul dus, adică eu am plecat primul singur. Primul transportat, dar aveți certitudinea că ați fost singurul și primul rănit? Am citit, adică nu, zic că pe catastiful ăla de la ei de acolo scria... Bine, ați ajuns primul la spital, dar sunteți sigur că ați fost prima persoană nu, rănită? Nu, primul rănit, adică asta primul doamna, fiind acolo. Nu, altceva. Atât, că la 1 fără 10 deja era la spital mai serios. La ora 1 fără, la orele 12:50 eram deja la spital. Vă ascultăm. Domnule președinte, dacă existau manifestări mai violente din partea manifestanților, deci înainte de declanșarea focului. Au fost și persoane care s-au manifestat mai agresiv? Au fost. Au fost. Da. Și în ce consta această agresivitate? Adică s-au tras niște antene jos de pe sediul miliției. S-au intrat peste geamuri. De cabluri sau cum? Da, cabluri, normal, adică antena fiind cu cablu. S-au tras de cablu jos. Cablurile erau ancorate la pământ, nu? Nu, la primul nivel deja. Adică... Mă face să înțeleg că deja se escaladase clădirea. Da, deja, erau deja sus erau pe prima platformă. Erau persoane care urcaseră pe zidul miliției? Sau da. Da? Se cățăraseră? Ori intra prin înăuntru pe unde nu știm. Deja când am venit noi, deja grupul nostru, deja erau puși... Printre manifestanți au existat și persoane care s-au manifestat mai agresiv. Unii reușiseră să escaladeze pereții exteriori ai clădirilor. Chiar la ușa principală este pragul acela sus, ca să tragă... Aceasta deasupra ușii principale de acces în miliție? Da.
Deși dumneavoastră erați în partea securității. Nu, eram tot acolo. Tot acolo. M-ați deplasat. Tot ne deplasam așa. S-au tras de cablurile care ancorau antenele. Altă întrebare. Apar, după părerea mea, o neconcordanță. Declară martorul că s-au aruncat toți la pământ când a început să se tragă, inclusiv militarii. Deci care erau în zona dintre 15-12 și inspectorat. În fața școlii, în fața nu, intrării. Nu, și după aceea spune că erau militari cu un, 2-3 și un tab în fața intrării școlii, care practic e din Ștefan cel Mare. Cum e? N-a spus, l-am întrebat deci și n-a noi. Spus. Bun. A fost atent și cred că ați reținut că a afirmat că nu a sesizat prezența dar... unor militari în fața miliției. Corect, dar la în declarația care a făcut-o, a spus că s-au aruncat toți la pământ, inclusiv militarii cu mantale. Da. S-au aruncat peste noi, adică da. Ca să... Bun, peste ei. Cei din fața... Care erau în fața la... Intrării în școala militară. Da, unde era transportorul. Bun, deci în momentul în care a început să tragă, era în fața securității, în fața lui 15-12. Deci precizați momentul. De fapt a spus, a consemnat. Da, am specificat doar. Era în intersecția dintre cele bun. Două străzi. Da. O ultimă întrebare. Probabil că a avut posibilitatea da, să se deplaseze. Zona nu este prea mare. Da, e clar. Nu, e... Domnule președinte, dacă martorul ar vrea să spună, ce l-a determinat să meargă la miliție? Înțeleg, mă rog, demonstrație, demonstrație. Păi am și întrebat acest da, bun. Lucru. Evenimentele din ziua precedentă. Am consemnat. Da. Dacă doriți, citim declarația, nu? Nu e nevoie.